Prezidențiale, ne aducem aminte cât de mult a contat o formulare pe care a avut-o fostul candidat al PSD, Viorica Dăncilă, referindu-se la ceva așa, o categorie nesemnificativă, referindu-se, bineînțeles, la românii din diaspora. Români din diaspora care au fost de toată isprava, au mers la vot în număr foarte mare, pentru că pe ei interesează ce se întâmplă aici în țară, pentru că au de gând să se întoarcă la un moment dat când lucrurile vor merge ceva mai bine. Ei, și se pare că e o categorie a românilor, fix a românilor din diaspora, care deranjează foarte tare. Îi deranjează foarte tare pe cei de la PSD și cea mai nouă ispravă e din partea vestitului Nicolae Bădălău, un om care probabil se pregătește să preia puterea acum că nu mai este Viorica Dăncilă. Domnul Bădălău se adaptează fiecărei conduceri de partid. Numai că tot domnul Bădălău are așa obiceiul de a vorbi fără să gândească foarte mult înainte, poate pentru că este un domn spontan, așa e bine să fii spontan în politică, și domnul Bădălău a comis-o din nou, un mesaj la adresa românilor din străinătate. Președintele PSD Giurgiu declară despre ei că doar o mică parte sunt legali, restul fiind fetele alea de le duc ăștia. Anul trecut același Bădălău a fost tânaș la o nuntă unde i s-au dedicat manele antidiaspora. Deci nu e prima mișcare de acest gen. Haideți să-l vedem pe domnul Bădălău. Iau 700 de mii de oameni avem care au domiciliu. Pașapoartele alea cu domiciliu. Care sunt legal. Restul, până la 3-5 milioane, câte că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de reducă și nu știu, nu e ilegal, dar... Fostul președinte Traian Băsescu a taxat dur acest derapaj al lui Bădălău. Degradant pentru un om politic, mai ales senator, mai ales lider politic al celui mai mare partid. Oamenii ăștia nu au respect pentru valori minimale. Ei nu-și respectă poporul, ei respectă doar banul. De asta îi bate diaspora de câte ori îi apucă, pe unde îi prinde, îi cotonogește. Socialdemocrații nici nu vor să audă de locuri mai multe în Parlament pentru reprezentarea românilor din străinătate, iar fostul ministru Nicolae Bădălău acuză un dublu standard și chiar trece la insulte. Senatorul PSD nu este la primul episod de acest gen. Un cântăreț de manele i-a urat anul trecut sănătate pentru nașul Nicu Bădălău și pentru tot PSD-ul, înainte de a cânta o melodie cu versuri jignitoare la adresa diasporei. Petrecerea a avut loc în august 2018, în Bolintin, iar socialdemocratul din Giurgiu spunea că nu este de acord cu maneaua, dar nici nu a putut controla repertoriu. Au un repertoriu foarte ales. Domnii aceștia preferă poate manelele și un discurs din asta așa ca la birt, la un pahar de, la o cinzeacă de asta mică. Vorbim și noi despre românii din diaspora. Asta aia nu contează, că ăștia, ăia din diaspora sunt așa o categorie nesemnificativă. Bun, vă prezint invitații cu care comentăm pentru început pe această temă. Alături de mine Ioana Constantin, secretar general adjunct PMP, și Mario Dănățu, membru PNL. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine și ni se va alătura și jurnalistul Mihai Belu în câteva momente. Pe domnul Bădălău l-am mai văzut în diverse ipostaze. În asta părea într-adevăr așa un pic mai împleticit. Poate fusese obosit, avea o zi mai proastă. Orlando Teodorovici, asta poate, e părerea. Da, nu știu, poate da, era mai obosit, e o vreme proastă și da. Din cauza asta poate e meteosensibil domnul Bădălău și din cauza asta a și zis așa ceva, nu? Nu. Vreau să mă gândesc. Nu, eu. Nu, nu. Deci, că el, eu vreau să cred că el nu gândește ce zice. Nu. Ba da, ba da, ba da. Acest Bădălău spune ceea ce gândește. Eu nu vreau să-i spun domnul Bădălău. Eu am să-i spun așa. Măi Nicolae, măi Nicolae așa, de la Giurgiu. Așa ca să domnul. Măi Nicolae, baronașule, uite cum stă treaba. Românii ăștia, cum le spuneți voi, din diaspora, au adus atât de mulți bani în țărișoara asta, pe care voi i-ați furat, ăsta e adevărul, pe care voi i-ați aruncat în pomeni electorale, cu care voi v-ați împăunat și v-au făcut pe voi oameni. Că altfel, nu știu ce ați fi fost, măi Nicolae, altfel, acum, că am terminat cu Nicolae, vorbea de ilegal, de legal, de ilegal, este ilegal de nesimțit, domnul Bădălău. Ilegal de nesimțit.
îmi asum acest termen pentru că este inadmisibil ca un demnitar în statul român, fost ministru în primul rând, să aibă un astfel de limbaj cu privire la românii din diaspora. Suntem țara care se confruntă cu probleme enorme de depopulare. Oamenii ăștia nu au plecat de bine de aici. Oamenii ăștia, așa cum spun ei, că nu mă exprim deloc ducând în derizoriu, românii noștri din diaspora au lăsat niște traume adânci în spatele lor. Mă refer aici la copiii care rămân în țară, mă refer aici la părinții ai căror copii pleacă acolo, la bunici care rămân aici. Sunt unul dintre copiii care a trăit fără unul dintre părinți pentru că a plecat la muncă în diaspora. Sunt unul dintre românii, așa cum aveți cu toții, care are rude și prieteni plecați la muncă în diaspora. Deci pentru mine un astfel de limbaj este la, dincolo de suburban. Iar Bădălău trebuie să plece definitiv din politică. Iar pentru asta, Mario, că ești lângă mine și sunteți PNL și să ne audă și colegii de la USR, trebuie să ne dăm mâna să avem alegeri locale în două tururi de scrutin și trebuie să ne așezăm la aceeași masă pentru a-i da afară din politica românească pe cei ca Bădălău la următoarele alegeri. Oriunde putem să ne dăm mâna, să fim împreună în aceste alegeri locale, unde avem cu toții candidați decenți, buni, bine pregătiți, trebuie să ne dăm mâna, să ne așezăm la aceeași masă și să-i dăm afară pe cei ca Bădălău definitiv. Bun, noi încercăm, numai puțin, noi încercăm să dăm de domnul Bădălău pentru că eu chiar vreau să aud și părerea dumneavoastră. Poate, cine știe, l-o fi luat gura pe dinainte, că așa aș vrea să cred. Nu cred că l-a luat gura pe dinainte. Ați spus asta de două ori și nu cred că e bine să spunem asta. Am vrut să fiu elegant. Știu, și, da. Dar fiind elegantă, îi creăm o justificare. Ori această declarație nu are nicio justificare, cu atât mai mult cu cât Bădălău nu este la prima afirmație de genul acesta și el recidivează, de fapt, pentru că dacă ne amintim, cum ați și amintit, de fapt, maneaua împotriva diasporei, tot către Bădălău ca o ofrandă a oamenilor servili care erau acolo să-l bine dispună pe marele baron local, a fost făcută. Dar aș vrea, Ioana a punctat excepțional, n-am ce să punctez peste ce a zis ea, aș vrea doar să facem un pas în spate și să ne uităm un pic la poza mai largă. Pentru că este un aspect important aici. După ce au luat bătaie în diaspora PSD-știi, au ieșit public cu niște declarații de lucruri de comunicare și PR, care semnalizau, domnule, noi vrem să voteze diaspora, noi ținem cu diaspora, diasporenii sunt ai noștri. Deci tot acest discurs, pentru că PSD-ul a văzut că diaspora a votat masiv împotriva lor și a încercat să le intre pe sub piele. Rezultatul a fost catastrofal împotriva PSD-ului, 90 și ceva la sută împotriva PSD-ului, adică diaspora de fiecare dată spune PSD-ului marș acasă. Adică mi-asum și eu asta, pentru că în momentul în care ai 90%, ăla e un marș acasă. Da, și în momentul în care te referi așa la oamenii aceia, nu, da? Că acum ajung aici, o secundă, ca să închid cercul. Iar declarația lui Bădălău în acest context, după ce alegerile s-au terminat, arată de fapt cum era atitudinea în interiorul PSD-ului, care este cu adevărat atitudinea PSD-ului și cum ce gândește cu adevărat PSD-ul despre diasporă dacă Bădălău a făcut o astfel de declarație. Deci vedem o ipocrizie, ceea ce nu ne miră la PSD, între încercarea aceea, cascadoria aceea de PR pe care au încercat-o și nu le-a ieșit și ce se întâmplă acum. În trecut, dacă ne aducem aminte, a fost un ministru care a jignit femeile din Italia, da, în același fel, Ioan Rus. Da, Ioan Rus. Ioan Rus a avut demnitatea să-și dea demisia imediat a doua zi. Așa. Exact. În momentul ăla, chiar și în PSD. Exact. În acest moment, folosind precedentul acesta, aș vrea să mă alătur Ioanei și să-i cer public demisia lui Bădălău din orice înseamnă funcție publică, inclusiv la partidul lui acolo care e pe moarte și care este în comă. Eu nu-i cer demisia, Mario. Nu, eu spun altceva. Noi, asta ți-am spus, dar noi trebuie să ne așezăm mâna la aceeași masă, să-i dăm afară pe cei ca Bădălău din politica românească. Vorbea de, zicea, fetele pe care le duc ăștia. Păi da, mă, Nicolae, că voi ați făcut trafic de persoane în țara asta cu clanurile voastre de interlop. Vezi, Latina,
că ești de acolo, da, Oltu, Caracalu, că tot vorbim de jumătate de an. Despre asta e vorba. Noi avem întâmplător chiar în acest moment la masă un invitat din această frumoasă zonă a României. Nu putem să... Eu chiar din capitală, Mario... Da, eu sunt din al doilea oraș, da. Nu putem să ignorăm acest fapt. Acum că politicienii s-ar ocupa de planul interlopei, eu vreau să cred că nu e adevărat. Mai adevărat. Pentru că la Bădălău știm foarte bine. În 2013 el a fost trimis în judecată pentru că avea niște relații neprincipiale cu un clan de arabi specializați în evaziune fiscală. S-a dovedit că n-ar fi infracțiune ce a făcut Bădălău, adică faptul că lua parabola ăla șeful clanului și îl mângâia pe creșteți și îl dojenea că n-a venit cu toate actele la APIA să facă evaziune de 50 de milioane de euro. Dar Bădălău a avut relațiile alea. Ele au existat, prietenia lui cu Elias El Cuhanui, cum îl chema parabul respectiv, regele TVA-ului din zona de sud a României, aia a existat. Despre acești domn putem să spunem, au primit o condamnare? Da, sau... da. Deci, oamenii justiția s-a pronunțat? S-a pronunțat justiția. La Bădălău a zis că nu e chiar o faptă penală. N-au putut să demonstreze procurorii că Bădălău făcea parte din grupul ăla în sensul penal al lucrurilor, dar Bădălău făcea parte din grupul ăla, că se tot întâlnea și sunt în dosarul penal o grămadă de momente în care Bădălău se întâlnea cu arabul ăla și îl sfătuia în afacerile care s-au dovedit a fi foarte păguboase pentru bugetul atunci de stat. Atunci înseamnă că e un consultant nu foarte iscusit. Da, e un consultant așa, la limita penalului, cum a rămas penalul după ce au hărțuit ei legea în diverse formule, dar au scăpat o grămadă de infractori. Dar cam asta avem, mai că în momentul în care vorbim de Bădălău, cam astea-s datele problemei. Trebuie să ne referim strict la acele situații în care legea s-a pronunțat, pentru că nu avem cum să acuzăm pe cineva fără... Noi ne referim că noi nu suntem nici procurori, nici judecători. Corect. Noi ne referim la situația de fapt. Televizor. Adică da, domnilor, Bădălău nu a fost condamnat în acel dosar, dar din acel dosar extragem datele certe, anume faptul că el gravita în jurul grupului ăstuia infracțional, acuzat la momentul respectiv de o evaziune de 50 de milioane de euro. Adică să nu să încheiem discuția cu clanurile și să încheiem discuția cu Bădălău. Că până la urmă, dacă îi luăm pe fiecare în parte și noua stea asta a politicii social-democrate, socialistul ăsta care a preluat partidul acum, el când cauți prima oară pe Google, îl vezi în poză cu Omar Khaisan. Deci se pare că e o apetență în partea asta vrei, politicii. Dacă vrei, vorbesc eu despre al doilea om în partid, Paul Stănescu, care la fel e foarte bine cunoscut atât în județul Olt pentru toate lucrurile pe care le face, cât și la nivel național, doar îl știm. Deci reformarea asta despre care au tot râmbit PSD-știi, s-a făcut așa, de la Liviu Dragnea la Paul Stănescu, pentru că să nu ne amăgim, el este adevăratul tătuc al PSD-ului în momentul ăsta. Deci au schimbat un tătuc cu un alt tătuc. Am pus eu la un moment dat pe Facebook, am spus că a plecat un chelner, a venit un tractorist. Adică exact despre asta e vorba. Bun, acum ce se va întâmpla mai departe în PSD este treaba lor, dar poate domnul Bădălău învață ceva din experiența asta, din faptul că le-au tras o palmă deja peste obrăj, le-au tras mai multe palme, da? O palmă ultima, acum cea mai usturătoare, cei din diaspora, care, da, vor să se întoarcă acasă și de-aia să avem foarte mare grijă ce facem aici, ca să aibă oamenii unde să se întoarcă, pentru că asta își doresc. Bun, vorbim și despre ceilalți din celelalte partide, ca să nu spunem că doar pe cei din PSD îi vedem. Și dacă tot are început disputa PSD-PNL, acum cu PSD în opoziție, atentă la fiecare greșeală a celor de la putere, bineînțeles că a fost taxat foarte dur și avocatul Cristian Băcanu, numit recent secretar de stat la Ministerul Justiției. I-a iritat atât pe oponenții politici, cât și pe ceilalți români în cadrul unei conferințe. Domnul Băcanu a susținut că fiecare cetățean a trebuit să depună o declarație de avere. Ar fi de bun augur să avem un alt fel de mod de control, să verificăm cum anumiți cetățeni au averi impresionante în condițiile în care nu au avut venituri impozabile. Sunt N exemple. Avem artiști ilustri care merg cu mașini scumpe și trăiesc în vile de lux și nu plătesc impozite. Ar fi util să discutăm despre necesitatea unei declarații de avere pentru toți cetățenii. Până la urmă trebuie să avem o evidență pentru a controla veniturile și să ne dăm seama unde sunt probleme.
trebuie o evidență a bunurilor pe care fiecare cetățean le deține, a susținut Cristian Băcanu în cadrul unei conferințe. Ulterior, pentru a lămuri exact ce a vrut să spună, avocatul a venit cu o serie de precizări. El spune că în momentul de față ar califica declarația drept neinspirată și a explicat contextul în care a făcut aceste afirmații. Eram la ASE, la o conferință în care discutam despre posibile soluții pentru a eficientiza lupta împotriva corupției. Am ținut un speech de circa 14 minute și am enumerat mai multe măsuri care pot fi avute în vedere la un moment sau altul. Trebuie să precizez că guvernul și membrii guvernului nu au discutat și nu au în vedere să adopte astfel de declarație. În cadrul speech-ului meu am făcut vorbire despre anumiți cetățeni care au averi fabuloase și care n-au plătit impozite și taxe. La acei cetățeni mă refeream și era vorba despre o anumită categorie de persoane care prezintă un risc fiscal. Dar, repet, asta nu este o poziție oficială a guvernului. Eram la o dezbatere într-un cadru academic, a explicat Cristian Băcanu. Declarațiile sale au agitat spiritele, mai ales în zona PSD. Lia Olguța Vasilescu a atacat din nou guvernarea PNL în urma declarațiilor făcute de Cristian Băcanu. Hai, așezați-vă liniștiți la coadă, pe două rânduri, dar absolut toți, nu doar politicienii și funcționarii publici. Să vă depuneți declarația de avere că a venit PNL la guvernare. Și așa cum știți, PNL îi consideră pe toți hoți și e cu luptă anticorupție. A scris aceasta pe pagina de Facebook. Avocat de profesie, Cristian Băcanu a intrat în politică odată cu Ordonanța de Urgență 13. Cristian Băcanu a devenit cunoscut după ce s-a scris în presă că ar fi cel care a redactat plângerea penală de înaltă trădare pe numele Vioricăi Dăncilă. Bun, da, acum noi toți stăm și ne întrebăm ce a vrut să spună poetul. Poetul este prin este în telefon, legătură telefonică directă cu noi chiar acum, Cristian Băcanu. Bună ziua! Bună ziua, mă auziți? Da, vă auzim perfect. Explicați-ne și nouă de ce spuneți dumneavoastră că lumea a înțeles greșit. Poate, într-adevăr, nu v-ați exprimat dumneavoastră bine. Ce ați vrut să spuneți de fapt? N-am spus că lumea a înțeles greșit. Ar fi o eroare din partea mea să spun asta. Am spus că eu am avut o declarație inspirată. Neinspirată. Da? Prin urmare, mențin această poziție. Era un cadru academic în care am vorbit circa 14 minute despre posibile soluții pentru a avea o mai eficientă luptă împotriva evaziunii fiscale. Și în acest cadru, unde vorbeam despre ipoteze la nivel teoretic, am făcut această declarație pe care în continuare o calific ca fiind neinspirată. Dumneavoastră vă păstrați totuși ideea că ar trebui făcută o verificare amănunțită, poate, a veniturilor foarte mari. Nu? Că eu asta am înțeles din ce voiați dumneavoastră să spuneți, că sunt anumiți cetățeni, da, pe care îi vedem etalând un stil de viață opulent și care nu au nimic pe numele lor. La această categorie v-ați referit sau că poate chiar e necesară păstrarea ideii și o modificare a legii? Da, fac încă o precizare. Nu există în momentul ăsta un astfel de scenariu de lucru la nivelul guvernului. Și acolo discutam exclusiv chestiuni teoretice care pot fi avute în vedere, că de asta am și spus despre dezbatere la nivelul societății și așa mai departe. Dar, într-adevăr, există evident o problemă de natură fiscală, că pornisem de la ideea că n-am reușit foarte eficient să combatem fenomenul evazionismului. Și dacă vorbim despre evaziune, cred că putem vorbi și despre corupție, că de multe ori sunt legate. Știți că toate veniturile din corupție sunt bani negri, sunt bani care nu sunt fiscalizați. Pe de altă parte, domnule Băcanu, să ne gândim și la o categorie greu încercată în România, dar nu la oamenii aceia care învârtă milioane. Să ne gândim la micii patroni, la micii întreprinzători. Un om care își deschide o covrigărie, o patiserie, o șaurmerie, undeva într-un mic oraș, da? Ei, ce se întâmplă cu omul respectiv? Vin controlele din prima zi, cu amenzi, că poate n-ai bască, poate ai nu știu ce lipsă la gestiune. Deci omul acela este din start privit de stat, de către ANAF, este privit ca fiind un posibil evazionist. Dumneavoastră aveți de gând să schimbați ceva în acest sens? Să propuneți o modificare? Calculă să funcționeze, să nu-i omorâm din start pe oamenii ăștia. În cadrul acelei dezbateri de la ASE, am spus că eu sunt secretar de stat la Ministerul Justiției și că noi nu facem politice în zona asta. Deci nu pot eu, ca secretar de stat, să propun o schimbare de politică pe partea de controle. Nu am competența legală pentru acesta. Dar puteți să colaborați cu ceilalte ministere. Ce pot să vă spun este că poziția mea
mea la aceste dezbatere pe care o susțin în continuare este că toți antreprenorii cinstiți, onești, plătitori de taxe și impozite au o problemă în materie de concurență neloială, pentru că e greu să stai într-o piață liberă, să faci față unui concurent care nu plătește taxe exact ca tine. Și atunci evaziunea fiscală creează o problemă pentru antreprenorii cinstiți. Bun, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Dacă mai există întrebări din partea invitaților, eu vă mulțumesc și vă mulțumesc și pentru disponibilitate și pentru sinceritate. Da, domnule, am greșit. Da, asta mi se pare foarte corect, până la urmă, să recunoști, da, am zis ceva ce îmi trebuia să zic și data viitoare o să fiu mai atent. Explicat în esență, adică așa pusă sub forma asta de discuție internă care a fost scoasă în spațiu public de către altcineva, e o altă abordare, e o altă... Dacă ar fi ieșit în spațiu public o declarație la asta lucrez, atunci ar fi fost mai multe întrebări de pus. Dar așa ca o prezentare într-un mediu închis e o altă situație. Mihai, exact cum spui, când suntem la televizor, de exemplu, și eu sunt convins că Cristian Băcanu n-ar fi făcut niciodată o asemenea declarație la televizor. Când suntem la televizor sau într-un spațiu public organizat, acolo ești mult mai atent la ceea ce spui. Pentru că fiecare, tu știi că fiecare cuvânt poate să fie interpretat și poate să fie atacat. Când ești într-un cadru închis, academic, unde teoretizezi, că de fapt asta faci, găsești și niște scenarii SF uneori, pentru că ăsta e rolul unor discuții academice, să împingi limitele cât de mult se poate, astfel încât chiar la un moment dat să fii provocat în limitele alea pe care le-ai împins și să iasă niște soluții corecte. Așa se întâmplă în brainstorming-uri, așa se întâmplă. Vii cu niște soluții care par OZN-uri sau care par SF. Da, aceste discuții pot fi publice și pot să ajungă în presă. Orice discuție poate să fie publică și poate să ajungă în presă. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi. Nodământul complet neașteptat în dosarul unui bucureștean care a șicanat un alt șofer în trafic. Știți, e o tipologie bine cunoscută în România, din păcate. Acel șofer care e cu o mașină mai tare sau nu, că nu ține neapărat de asta, și căruia se pune pata, cum se spune în trafic, că nu ai trecut destul de repede, că poate i-ai tăiat fața, că poate se întâmplă ceva ce lui nu-i convine, și e un om nervos de obicei în trafic și care începe să-i șicaneze pe ceilalți șoferi. Ei, un astfel de gest a avut niște rezultate dramatice, pentru că în 2015 un astfel de șofer a lovit în mod intenționat, au tras concluzia judecătorii, o mașină în care se aflau 5 pasageri, au fost răniți acei pasageri. Inițial, șoferul respectiv a fost achitat de către cei de la Tribunalul București, după care a venit decizia la Curtea de Apel, 5 ani cu executare pentru tentativă de omor. Vedem imagine. Accidentul s-a petrecut pe 4 iulie 2015 în zona fântânii Miorița din București, însă ancheta a început abia în 2016, când imaginile au fost postate pe internet. În imagini se vede cum o mașină Volkswagen Touareg lovește un autoturism Dacia Logan pe care îl proiectează în afara șoselei. Un pieton care circula pe trotuar a fost la un pas să fie lovit de mașina scăpată de sub control. În urma șicanării, șoferul Daciei a pierdut controlul volanului. Mașina a derapat și a fost la un pas să se oprească într-un cap de pod. 5 persoane care se aflau în Dacia au fost rănite, dar și un pieton. Viteza cu care se deplasa Touaregul a fost de 89 de km pe oră în momentul impactului și doar norocul a făcut ca nimeni să nu își piardă viața. S-a stabilit ulterior că șoferul Touaregului este controlor de trafic, iar cel al Daciei, angajat al unei companii aeriene. Polițiștii de la rutier au spus atunci că atâta timp cât șoferii au declarat că totul a fost fără intenție, nu vor continua ancheta. Cel vinovat de producerea accidentului a fost amendat cu 210 lei. Ulterior, procurorii au schimbat încadrarea faptei și l-au trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat. Acum șoferul nervos va merge la închisoare. Magistrații Curții de Apel București l-au condamnat la 5 ani pentru tentativă de omor. Asta după ce în vara acestui an, instanța de fond Tribunalul București îl achitase. Bun, nu aș vrea să fac legătura cu ce se întâmplă în justiție, strict referindu-ne la un astfel de caz. Cum ați interpreta modul în care fără a fost să ai toate datele, decizia? Mai ales pe un caz în care eu înțeleg că a pornit de la poliție cu cei implicați având același tip de declarație, că n-a fost o intenție.
ajungând la o curte de apel care l-a condamnat pe omul ăla la 5 ani de zile, eu vă spun sincer în momentul ăsta că aș vrea o anchetă în urma căreia cel puțin un judecător și un polițist să se ducă acolo unde este locul. Pentru că nu e normal să ai un caz care îți pleacă de la zero și ajunge la infinit cu oscilații în funcție de instanță. Deci, cazul ăsta, nu știu cine e vinovat în povestea asta, nu știu dacă omul ăla e nevinovat, așa cum judecătorii spun că este vinovat și avem niște imagini în care se vede. Noi avem niște imagini în care se vede că o mașină schimbă. Nu, intenția nu se vede din imagine. Eu văd că o mașină schimbă banda. Deci, noi avem un caz în care procurorii au schimbat la un moment încadrarea, polițiștii au spus că e nevinovat, a venit un judecător, a spus că e nevinovat, alt judecător a dat 5 ani cu executare. Clar, cineva trebuie să fie vinovat, dar nu mă interesează în momentul ăsta făptașul. Păi nu mă interesează cine e vinovat în lanțul ăsta de justiție, pentru că, în mod sigur, unii au greșit flagrant. Da. Și pe mine mă interesează în lanțul ăsta de justiție ce pățește vinovatul ăla? Ce pățește la inspecția judiciară? Că am înțeles că politică li corect, acolo ar trebui să ia niște măsuri. La inspecția judiciară... Cel care a dat decizia. Cel care a dat decizia. Și clar, din doi judecători, unul a greșit. Pentru că inițial s-a dat o amendă, da? O amendă de 210 lei, ceva nesemnificativ, pentru aceste imagini. Pentru ce s-a întâmplat acolo, da? Vedem că niște oameni erau să moară. 6 oameni mai precis, erau să moară. Printr-o minune au scăpat. Inițial s-a dat o amendă 210 lei. Derizorie. Da. După care s-a considerat că e nevinovat, l-au achitat și acum i-au dat 5 ani cu executare. Aș zice și eu ca Mihai Belu, domne, undeva e ceva putre. Sigur, dar asta nu e un caz unic. Noi am mai asistat la astfel de modificări radicale de la o extremă la cealaltă în ceea ce privește judecarea acestor cazuri și atunci eu cred că trebuie până la urmă și în acest caz, dar și în altele similare, trebuie totuși făcută o anchetă sau cum se numește în termeni judiciari, da? Pentru că este total în neregulă. Discutăm în continuare despre vieți omenești acolo. Păi eu știu după amenda aia de 210 lei, dacă omul se întoarce, se întâlnește cu ăștia 5 pe stradă și eu știu ce vrea să facă. Bun, dar dincolo de chestiunea aceasta judiciară, care eu nu cred că se va întâmpla, totuși din păcate discutăm asta de ani de zile, tot spunem, domne, sunt diferențe majore între ceea ce se întâmplă. Primul complet spune într-un fel peste jumătate de ani. Și e vorba de viețile unor oameni. Da, deci aici nu înțeleg de ce nu ajungem la niște anchete, la niște proceduri foarte clare și până la urmă la, nu știu dacă penalizează sau nu știu cum să le numim, dar acești judecători sau cei implicați în judecarea acestor cazuri ar trebui să aibă totuși oarecare răspundere pentru aceste decizii total diferite. Însă, dincolo de asta, sunt convinsă că trebuie crescute și pedepsele pentru cei care fac astfel de chestiuni în trafic, de la șicanări și care pot produce accidente cu pierdere de vieți omenești. Bun. Și oameni care ajung victime total, săraci, pietoni, sunt, nu știu, pe altă bandă, se trezesc în mijlocul unui astfel de incident. Revenim după publicitate, vorbim despre înăsprirea amenzilor, da, și despre asta că am făcut legătura, iată, cu celălalt subiect. Veți vedea despre ce amenzi este vorba în câteva momente. Vorbim despre o nouă inițiativă acum în ceea ce privește pe cei care sună în glumă la 112, peste 31.000 de români mai precis, care au fost amendați anul acesta pentru apeluri false la 112. În acest context a venit o propunere. Liderul deputaților liberali Florin Roman spune că amenziile pentru apelurile false sau abuzive la numărul de urgență 112 ar trebui să fie dublate. S-a mai vorbit despre asta, nu e o noutate. Și cât de oportună ar fi o astfel de măsură, în condițiile în care am avut anul acesta foarte multe știri în care s-a vorbit despre 112, în primul rând tragedia de la Caracal. Da, în afară de cazurile unde putem să spunem că persoanele care apelează au probleme de sănătate mentală, dacă vreți, da? În restul cazurilor unde ne jucăm de a sunatul la urgențe, nu știu dacă e neapărat asta cu o amendă. Eu i-aș pune să plătească pentru desfășurarea de forțe care se întâmplă. Pentru că dacă sună cineva și spune că a fost răpit, a pus să-l cauți și încep să... S-a întâmplat asta imediat după Caracal, în București, au vrut să arate ei ce desfășurare de forțe. Cine plătește pentru acea desfășurare de forțe?
Și mai mult decât atât, cine plătește pentru alte vieți care poate nu pot fi salvate în acel moment. Deci trebuie cumva, poate și o campanie de conștientizare la nivelul populației prin care să explicăm faptul că nu sunt la 112 așa în glumă ca la vecinul de la 3, dar cred că ar trebui să-i punem pur și simplu să plătească costurile acestor operațiuni pe cei care se joacă de 112. E totuși un risc aici, pentru că în momentul în care lași subiectivismul să decidă, de exemplu, eu am sunat odată la 112 pentru că în Slatina aveam impresia că o antenă stă să cadă de pe bloc și putea să fie un pericol pentru oameni. Au venit cei de la intervenție, de la ISU, au urcat pe bloc, au văzut că de fapt era doar aparent așa și m-au asigurat că totul e în regulă. Ăla e considerat un apel fals sau un apel real? Foarte bună întrebare. Din punctul meu de vedere, un apel real, pentru că eu chiar am crezut în momentul acela că există un pericol real pentru oameni. Era chiar în mijlocul orașului, sub ei era o terasă. Și m-am gândit, bă, dacă pică antena asta... Sunt cazuri de acest dar, gen, da. Și acolo eu nu cred că era corect ca eu să fiu amendat. Însă, dacă o adolescentă de 16 ani sună și spune că este răpită și cum s-a întâmplat acum 2-3 luni de zile și avem o desfășurare de forțe din asta uriașă, acolo, de exemplu, eu cred că ar trebui amendați părinții sau nici nu știu cum. Păi aia ce vină au de 16 ani? Hai să spun ce vină au. Fii atent, hai să spun ce vină au. La 7 ani, fiică mea în clasa 1 a sunat odată la 1, acum 12 ani, a sunat la 112 cu niște colege să se distreze. A venit acasă, mi-a povestit ce a făcut și i-am explicat de ce nu este în regulă să facă asta. N-am mai făcut niciodată așa ceva. Da, tu n-ai știut că nu te-a povestit. Stai că pe logica asta, pe logica asta înseamnă că pe adolescenții care se droghează, îi băgăm și pe părinți cu ei la... Pe adolescenți nu poți să-i pui să plătească pentru că n-au de unde, dar poți să-i pui... Ok, hai să fie ca tine. Poți să-i pui să facă altceva, poți să-i pui să facă voluntariat asta, la căscuță. Găsim soluții, îl pui pe părinte să plătească o amendă și îl pui pe adolescent... Știi, dacă eu aș fi... Când fiica mea a sunat acum 12 ani, dacă eu aș fi primit amendă, nu mi-ar fi plăcut, dar aș fi înțeles de ce. Pentru că eu nu trebuia să ajung ca fiica mea la 7 ani să sune și eu să-i explic. Eu trebuia să-i fi explicat dinainte de ce nu e în regulă. Și aici e o problemă de educație a noastră adulților, pentru că la noi serviciul 112 este unul relativ nou. În Statele Unite, de exemplu, unde 911 este de zeci de ani de zile, acolo nimeni. Copiii nu sună la 911 să se distreze. Pentru că toată lumea înțelege gravitatea. Și înțelege că în momentul în care eu sun, dar dacă în momentul în care fiica mea a sunat, să zicem, nu fiică mea, că în momentul în care cineva sună, cum a zis Ioana, și se desfășoară forțe de genul ăsta, altcineva nu beneficiază de ajutor și moare. Bun, asta este clar, gravitatea e clară, păi da? S-a spus, cum o gestionăm. Revenim cu subiectul la fix, rămâneți cu noi. Bine.